ain't new. I ain't roll, roll, roll. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. I ain't new. With the gang, we some pup pup pups. Stay on top of green like a pup pup pup. Acting all mean, giddy oh, oh, oh. Do my own thing, so oh, oh. I know, I roll, roll, roll. No drip, this a river, I roll, roll, roll. No drip, I roll, roll, roll. No drip, this a river, I roll, roll, roll. I know, I roll, roll, roll. No drip, this a river, I roll, roll, roll. No drip, I roll, roll, roll. No drip, this a river, I roll, roll. Chubby belly bigger, not equal. Not one, not two, I'm talking three good. You move shaky, you play me, you only preach good. Tried to zone me, you owe me, you should've schemed good. Now I got you alright. Hot girl, summer, had to put you on ice. Talking on my ear, alright. She just want the Louis, but I got from Off-White, right. Rest under my pillow, not sleep good. Deci ca să fiu sinceră cu voi, eu aproape de data asta, pe 17 mai, aveam bilet să mă întorc în Bali, unde urma să stau vreo două luni, cam așa îmi propusesem eu, să lucrez de acolo, îmi găsesem deja și chirie, totul era perfect și apoi a venit virusul ăsta. Așa că zic azi, vreau să vă povestesc ce cred eu că se va întâmpla cu călătoritul ăsta în următorii 2, poate chiar 3 ani, dar hai să fim optimiști, să spunem 2 maxim, Doamne ajută, și ce consider eu că va fi în ceea ce privește cazările, entertainment-ul, zborurile, bineînțeles, iar dacă voi veți fi de acord, să-mi lăsați în comentarii. Dacă nu și aveți altă părere, sunt foarte curioasă cum vedeți voi călătoriile în următorii cel puțin 2 ani, repet, și să împărtășim așa niște păreri, să ne mai plângem unii altora, pentru că știm, cu toți suntem afectați și printre motivele principale, pe lângă joburi, boală și așa mai departe. Sper din suflet că cei care vă uitați acum sunteți sănătoși și voi și familiile voastre, dar unul dintre motivele de tristețe, de nostalgie, de ah, firai tu de virus din această perioadă de pandemie, cu siguranță sunt călătoriile. Dacă în ultimii ani am zburat cu toții destul de ieftin, ceea ce este normal pentru că a crescut foarte mult cererea, pentru că s-au relaxat anumite granițe, pentru că era tot mai accesibil și așa mai departe, eram efectiv cu toții pe un plus înainte de acest nenorocit de virus și de această criză economică care a început, așa că ne permiteam să zburăm chiar la, nu știu, la distanțe extrem de mari, spre Asia de Sud-Est, de exemplu, cu doar câteva sute de euro, chiar cu 200 de euro, ceea ce pare incredibil. Ne permiteam să mergem în Europa, din România, către, nu știu, Londra sau către Italia, către orice alt oraș sau țară, cu 50 de dolari, mai puțin, uneori erau oferte din alea chiar aberante cu 5 dolari. E normal ca acum să avem acest șoc și să nu înțelegem de ce nu o să mai putem călători la fel și de ce vor fi anumite restricții. Dar cu toate astea să nu uităm și să ne amintim. Eu, de exemplu, știu când am călătorit prima oară cu avionul, știu că a fost o promoție către Londra și era o companie din asta low cost care abia intra atunci, nu mai știu dacă Sky, parcă Sky. În fine, știu că pentru prima oară când mi-am permis eu să călătoresc cu avionul, se întâmpla undeva în anul întâi de facultate, dacă nu mă înșel, și la momentul ăla a fost super wow. Apoi mi-amintesc de momentul în care au început să scadă zborurile acum vreo 5 ani către state. Din moment ce înainte către state mergeai cu 1000, 1000 și ceva de dolari dus întors, dintr-o dată au existat bilete la 500-600 dolari. Nu uit nici faptul că mai nou, acum un an jumătate cred, am descoperit că există chiar și low cost din Londra sau din alte orașe mari din Europa către America Latină, așa că un one way putea fi undeva 250 de dolari, ceea ce total incredibil, cel puțin pentru părinții noștri sau pentru cei chiar și ca noi de undeva 30-30 plus, care am prins și vremurile când să zbor cu avionul era un vis frumos,
părea așa totul wow, incredibil, minunat, superb, ne simțeam liberi, ne simțeam că putem, fiecare dintre noi, nu mai era atât de greu să călătorești cu avionul, nu era doar pentru cei bogați, cei avuți. Și dintr-o dată a venit acest corona și ne-a dat toată viața peste cap și inclusiv partea cu călătoritul. Primesc foarte des întrebarea în ultima perioadă dacă îmi propun să călătoresc cu avionul anul ăsta. Ei bine, răspunsul meu este nu. Cu siguranță nu și vă spun pe scurt de ce. M-am întors în țară, în România, din Bali, în plină pandemie. Aveți pe canal vlogul, apropo, în care povestesc cum am ajuns din Bali către România, cum a fost drumul pe avion, prin ce peripeții am trecut, dar ceea ce vreau să vă spun, nu am o traumă. În schimb, nu vreau prea rapid să mai calc într-un avion. Nu din faptul că o să cred că iau virusul în secunda 2, ci pentru că nu este foarte plăcut sentimentul, pentru că sunt multe verificări, pentru că trebuie să stai, mai ales pe zboruri lungi, foarte multe ore cu masca și cu mânuși, pentru că nu este comod să mănânci, pentru că la fiecare persoană care pare, nu că tușește, pare că tușește în jur, te simți așa agitat, în aeroport, iar la parcare, debarcare, tot haosul ăla, toată agitația, mi se pare foarte complicat să respecti total distanțarea, să fie 2 metri între oameni și așa mai departe. Eu personal nu vreau să mai zbor anul ăsta. Una dintre chestii care se va întâmpla cu siguranță în ceea ce privește zborurile, pentru că tot mai multe companii, mai ales cele low cost, or să dea faliment, e absolut firesc, dar și pentru că celelalte care nu vor da, trebuie să păstreze și ele această distanțare socială, astfel încât va exista un loc liber între oameni în avion, așa că, invariabil, costul unui bilet va crește. Cele care vor rezista pe piață își vor crește zborurile. Și știm cu toții că noi nu alegem o companie aeriană pentru că, nu știu, iubim Lufthansa, ci alegem în funcție de preț. Cam ăsta e criteriul atunci când mergem către o destinație. Așa că, în primul rând, o să crească foarte mult prețul biletelor la avion. Foarte mult înseamnă, nu știu, 20, 30, poate 50% la clasa business, habar, nu am. Depinde cum vor mai evolua lucrurile. Pe lângă asta, cum spuneam, o să fie vorba de a păstra și a rămâne la niște reglementări, la niște reguli impuse, mai mult decât dorite, cel mai probabil. Și atunci, o să fie greu să-ți iei bagaj de mână cu tine. O să fie greu cu serviciul de mâncare și probabil nu va mai fi la fel cum era înainte. Nu știu, mâncare caldă cred că este exclus. O să fie greu cu asta la coadă, pentru că o să treci printr-o felul de filtre. În punctul meu de vedere, atunci când o să ajungi, o să pleci de undeva, o să-ți ia temperatura și cel mai probabil o să fie nevoie și de un carnet de sănătate pe care nu îl aveai înainte cu tine, nu era nevoie, nu era obligatoriu. Acum eu consider că va fi. Așa că toate aceste chestii îți vor crea un disconfort și cu siguranță pe noi, pe toți, ne vor face să ne întrebăm de 2 ori dacă merită să mergem, nu știu, 3 zile până undeva, să dăm și mai mult, să ne stresăm cu toate aceste reglementări și eventual să nu ne bucurăm de experiență. În mare, cred că asta e ce se va întâmpla cu zborurile. Se vor diminua ca și număr, vor crește tariful pe bilet și vor fi mai multe restricții. Cine și asumă asta, nu știu, cine nu... Eu personal v-am zis, în 2020 cel puțin o să aleg să stau liniștită. Cred foarte mult că în 2020 cel puțin, dar și în 2021, o să călătorim foarte mult pe plan local. Cu toții, nu mă refer aici la noi, la români, că na, din fericire pentru noi, ca să spun așa, avem, Doamne ajută, avem ce vizita, avem munte, avem mare, avem dealuri, avem muzee, avem Maramureș, avem Bucovina, avem Moldova, avem Ardealul, avem o groază, o multitudine de locuri unde vă asigur eu că vă doriți să mergeți pentru că sunt superbe și poate până acum, ca și mine de altfel, nu ați avut atât de mult șansa să explorați România. Recunosc că din 36 de țări pe care le-am văzut, România este printre cele pe care am văzut-o, bineînțeles, dar cam în acelea zone m-am orientat, adică nu am explorat atât de mult precum mi-aș dori. Personal o să-mi doresc să fac un road trip cu o rulotă, o să vreau să ajung în colțuri de țară unde nu am mai ajuns, sunt sigură că se va putea ușor, ușor, bineînțeles, trebuie să respectăm deocamdată normele astea sociale, nu de alta, dar legat de întrebarea ce Dumnezeului stăm în casă, că oricum nu e ca și cum se întâmplă ceva dacă luăm virusul, nu e vorba de noi aici, o să spun tot timpul, este vorba de a fi responsabil social și a înțelege că este normal să nu blochezi sistemul medical în caz că se răspândește și de la tine sau de la altcineva la tine. Dar asta e altă discuție, nu vreau să merg acolo, spuneam doar că eu cred din punctul meu de vedere că în următorii 2 ani o să călătorim foarte mult pe plan intern. Curiozitatea mea maximă și unde nu pot să fac un pronostic foarte bun e la cazări. Nu-mi dau seama
cum se vor redeschide, ce norme vor trebui să respecte și nu vorbesc de a avea dezinfectant la intrare, că asta mi se pare super simplu. Dar cum te asiguri sau cum demonstrezi că se respectă distanțarea socială cel puțin în 2020, dacă nu și în 2021? Câte dintre hoteluri și pensiuni își vor permite eventual să aibă tot felul de aprobări cât să-și mai deschidă business-ul? Pentru câte va mai fi rentabil să deschidă? Cred, așa simt cel puțin, că și la cazări vor fi creșteri de preț. Acum vom trăi și vom vedea, dar dacă ar fi să dau așa un mic pronostic despre cum va fi cu cazările, eu cred că nu vor mai fi atât de multe și de ușor de accesat ca înainte. O chestie legată de călătorii la care mă tot gândesc, pentru că eu eram una dintre cele care niciodată nu pleca, nu știu nici ce o zi dacă mă duceam până undeva, cum am fost anul ăsta de ziua mea până la Roma, doar de ziua mea, dimineața până seara, nici măcar atunci nu plecam fără o asigurare medicală. Eu nu cred că se întâmpla asta la toți oamenii, de fapt știu sigur, pentru că aveam tot felul de discuții chiar și cu prieteni apropiați pe care încercam să-i convin că e mai bine să fii safe decât sorry, dar acum, din punctul meu de vedere, asigurarea medicală va fi obligatorie și sigur că da, va crește și prețul acesteia și va mai avea nevoie de acel carnet de sănătate care să demonstreze că suntem sănătoși când plecăm undeva, mai ales în afara granițelor, bineînțeles că e cu mașina, cu avionul, cu barca, nu contează. Eu cred că o să fie necesar și, de fapt, obligatoriu ca să poți să intri în altă țară. Și pe de altă parte, stăteam să mă gândesc la cei care se entuziasmează acum că pe 15 mai se termină cu restricțiile și hai să mergem în iunie până în Grecia și în iulie, nu știu, până la Turci și așa mai departe. Nu-mi dau seama dacă vrei să faci asta, e una nu, pentru că invariabil vor fi tot felul de reglementări. Adică o să vă dau efectiv scenariu. Ajungi acolo ca turist. În primul rând, vă spun tot din experiența personală, ultima săptămână, dar cel puțin ultimele 4 zile chiar le-am simțit intens în Bali, adică mama la turism, efectiv mama la turism și unde nici nu cred că își declarau toate cazurile, tocmai pentru că ei trăiesc din turism cu precădere acolo pe insulă, dar chiar și acolo, în acele zile, se simțea așa o atmosferă apăsătoare, oriunde se vorbea de corona, adică nu-mi dau seama dacă vrei să mai mergi undeva în vacanță și nu mă refer la munte, la vila unui prieten sau la o cazare la doamna Mariana la care mergeai tu din când în când pe la Sinaia, ci așa să spunem, nu știu, chiar și aproape cu mașina, până la unguri, până la bulgari, în condițiile în care eu cred că va fi complicat să intri chiar și la un restaurant, va trebui să aștepți la niște cozi pentru a avea voie, pentru că acum vorbim de regulile de distanțare socială, în condițiile în care cred că la muzee va fi la fel vorba de tot felul de cozi și un număr limitat de persoane care pot intra și cu toată această presiune mediatică pe de altă parte și schimbările de la o zi la alta, adică îmi vine greu să cred că îți dorești să ai această experiență ca și turist pe banii tăi. Desigur că poți să o faci dacă ești jurnalist sau dacă ai interesul de a te documenta în vreun fel, dar altfel, nu știu, eu sunt foarte reticentă și sinceră să fiu, cum vă spuneam, nici nu mai vreau să zbor anul ăsta, nici să merg undeva total nou să mă gândesc că, Doamne, da, dacă iau virusul ăsta acum fiind la, nu știu, mii de kilometri de casă, ce se întâmplă? Rămân printr-un spital pe aici, prin nu știu ce țară străină? Na, eu una nu aș vrea. Așa că, da, cam ăsta e viitorul călătoriilor din punctul meu de vedere și credeți-mă că eu sunt prima care ar vrea să nu fie așa, prima care suferă. Aveam teoretic în plan ca până la 35 de ani să bifez 50 de țări în care să ajung și mai am 14 până acolo și conștientizez cu toată tristețea posibilă că nu va mai fi posibil, nu mai este nicio șansă decât poate, nu știu, o minune în care, nu știu, este Trump sau cineva și ne anunță că gata, a trecut, am găsit remediu, mâine luați cu toții o pastilă sau faceți un vaccin și s-a terminat, deși eu mă îndoiesc că va fi așa, de simplu. Dar da, și eu sunt afectată, îmi imaginez că și voi, chiar sunt curioasă să-mi lăsați în comentarii ce planuri ați avut voi anul ăsta de călătorii sau poate încă le aveți, nu știu, poate încă nu vă interesează atât de mult virusul și le duceți la îndeplinire, ceea ce ar fi și mai interesant să-mi povestiți și ce v-a luat din punct de vedere al călătoriilor acest virus, această pandemie teribilă pe care o trecem cu toții.
Dar da, cât de afectat aș fi, sunt împăcată, adică sunt liniștită că o să călătoresc în România în următorul an cel puțin și apoi mai vedem, că o să aleg mașina, că o să-mi iau cazări destul de aerisite, ca să spun așa, nici într-un caz hosteluri sau, nu știu ce, pensiuni foarte micuțe. Cam astea sunt planurile mele, cam asta e ceea ce cred despre călătorii în următorii 2 ani. Sper că nu v-am deprimat, sper că acest canal Lumii Travel să rămână în picioare într-o formă sau alta, chiar și dacă vă iau cu mine doar prin România, și să mă susțineți în continuare, vă rog din suflet, dacă se poate, să vă abonați. Știți că am clipuri în derulare acum care sunt din Indonezia, dacă nu le-ați văzut, să vă uitați la ele, pentru că sunt super drăguțe și nu sunt doar din Bali, sunt și din Sumatra, sunt și din Medan, mă rog, am tot început să le urc, iar acum abia am ajung la seria de clipuri din Bali și din Canggu și din Ubud și o să vă placă la nebunie, sunt cu tot felul de experiențe, dar să vedem cât or să mai fie aceste clipuri de călătorie, pentru că bănuiesc că nu atât de multe ca înainte sau ca planul pe care eu l-aveam pentru anul acesta, cu văzut cel puțin 7-8 țări noi. În fine, eu vă mulțumesc dacă mă susțineți. Ne găsim și pe Instagram, pe Lumii Travels, postez foarte de story-uri și tot felul de poze, am și concursuri acolo pentru voi și să ne revedem cu bine într-un clip care să fie despre călătorii, dar efectiv într-o călătorie, v-am zis, chiar și până la Ploiești. Aș pleca acum momentul ăsta, m-aș duce așa, mi-aș face bagajul și trollerul, aș fi entuziasmată de parcă aș pleca în SUA. Da, ne vedem data viitoare, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip și dacă ați ajuns până aici, și să aveți o zi liniștită.